și în Gorj, în perioada următoare, vor exista disponibilizări în rândul polițiștilor, jandarmilor și pompierilor. Cu toate acestea, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Ion Buculea, a precizat că încă nu se cunoaște exact numărul disponibilizărilor, urmând ca în perioada următoare să se afle cu exactitate. Se vor face sigur, dar nu s-a stabilit numărul de personal sau categoria de personal care va fi disponibilizat. Unitățile Ministerului au făcut, fiecare au făcut o propunere de organigramă în termen civil. Dacă acea organigramă se va aproba de către conducerea Ministerului, după aceea se poate vorbi de disponibilizări și numericul fiecare unități. Vestea că începând cu această lună norma de hrană se va reduce, primind astfel salarii mai mici cu 550 de lei, nu i-a bucurat deloc pe angajații Ministerului Administrației și Internelor de la Gorj. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor Gorj, Ion Buculea, a precizat însă că această măsură drastică este valabilă doar pentru luna iunie. Cum au primit angajații această veste? Păi, au primit-o de nou bine, dar toată lumea speră că Ministerul să țină de cuvânt și să nu fie afectat de luna iunie. Și din luna iulie să vei intre norma. Noi sperăm că ministrul de interne n-a trimis un mesaj așa încurajator între ghilimele. Sindicatul Național al Polițiștilor va organiza luni o acțiune de protest în fața Ministerului Administrației și Internelor. Atât sindicatele din Gorj cât și angajații MAI nu și-au exprimat intenția de a participa la protest.